Dar desigur este riscant să joci fair play. Adică dacă forța fizică a victimei este aproape egală cu a ta, risc să te rănească atât de tare încât nu mai ai pus să bași cuțitul. Bună, Charles! Ce faci? Unde ești? A, pe insula Marta Zvainia, ce frumos! Da, uite, da, da, domnișoara Riverton și cu mine tocmai terminăm vinul pe care nu mai lăsat tu să-l beau astăzi la prânz. Da, luăm cina împreună, la birou, doar noi două. A venit mâncarea. Da, da, și uite, tocmai a venit mâncarea pentru că am făcut comandă la japonez și domnișoara Riverton o să se ducă să plătească, da, da, da. Da, și este acum din cameră. Ce-a domnișoara Riverton, e psihopată. Cum am spus că vrea să omoare pe cineva celebru, dar acum vrea să omoare doar pe cineva important ca să fie ea celebră. Păi absolut înspăimântătoare. Da, nu, 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 pot să dau afară. Îmi tot vorbește de angajații de la poștă. Trebuie să-mi petrec tot restul vieții lângă un bodyguard. Vreau să-i mare salariu. Mărește-i salariu, dragă. Tot joacă un joc Machiavelli cu mine, un joc absolut genial de așa recele și pisica, da. Dar cred că sunt în siguranță dacă fac tot ce îmi spune, da. Da, da. Avem de toate, tot ce ne puteam dori. Da, ce bine miroase. Vai, doamna Eschid, vreau să vă spun că asta înseamnă foarte mult pentru mine. Adică, dar desigur nu aș vrea să vă fac să vă simțiți prost când vă ofer. Să bem pentru un nou ce? Spune tu. Nu mă prea pricep la cuvinte. Ah, eu cred că te pricep foarte bine. Mă priviți foarte, foarte intens. Ești în capul meu vizual. Deznodământ, e un cuvânt bun? Excelent, e